Funcționarii publici din aproape toată țara s-au aflat joi în grevă generală. Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu reprezentanții confederațiilor sindicale, întrunire de la care sindicaliștii nu au plecat mulțumiți. În plus, nici premierul Victor Ponta nu mai este un partener de dialog de încredere. În dialog, nu grevă, ar dori premierul. Se află autoritățile în dialog cu dumneavoastră? Domnul Ponta este un adept al dialogului, dar al dialogului steril. De când dialogăm cu domnia sa, foarte puțin lucruri s-au rezolvat. Din păcate, zona administrativă a funcționarilor publici nu e singura afectată. E nevoie de o lege a dialogului social eficientă, iar problema contractului colectiv de muncă, de exemplu, este prezentă în toate sectoarele. Noi ne-am întâlnit confederațiile zilele trecute și să ieșim cu un draft în fața președintelui, să nu pierdem vremea, pentru că știam că va dura foarte puțin. Unul dintre punctele cele mai importante era legea dialogului social, legea 62, care tot de 2 ani și jumătate ne chinuim să modificăm, și nu în sensul de a câștiga unii sau alții, ci de a aduce pe acoperi de pe reduta aia cu care ne batem astăzi cu în van cu unii sau cu alții, și să putem să pornăm un dialog care să aibă și rezultate. Această lege a dialogului social încă nu a avut efectul scontat de către sindicate, nu că nu au fost nouă onorate cerele, dar nu s-a dus la un adevărat dialog social, ci numai pe mutări dintr-o zonă în alta. Cei care se uită la noi să spună, băi, o chestie stearpă, cine spune aia de dialog social, nu interesează bani. Una din componentele cheie ale dialogului social între partenerii sociali, sindicate, patronate, reprezintă negocierea colectivă. Negocierea colectivă, prin esența ei, reprezintă mecanismul prin care roadele muncii, da, se redistribuie între capital și forța de muncă. Atunci când lumea se întreabă și ne întreabă și vă întreabă, bune, avem ani succesiv de creștere economică, de ce noi o ducem la fel de prost? Răspunsul este foarte simplu, pentru că din anul de grație 2011, de când s-a modificat în forță legislația națională, negocierile colective în România sunt așa. Din ce în ce mai puțini salariați din România sunt acoperiți de contracte colective. Am văzut, colective. Ați făcut un act la Blocul Național Sindical. Am dat astăzi președintelui ca să întreagă toată lumea. Domnul președinte, uite de-aia pe cifre. Înțeleg că 40% dintre salariați doar sunt acoperiți de contractul colectiv de muncă. Deci, sunt apărați, România astăzi, nu? La nivel european, este singura țară care cel mai ridicat procent de cetățeni salariați care nu sunt acoperiți de contracte colective de muncă și concomitent cu acest indicator, mai are încă un foarte toxic. Are cel mai mare număr de salariați în piața muncii națională plătiți pe salariu minim pe economie. Poate oamenii vor înțelege. Păi suntem aproape de 20%, 22% dintre salariați plătiți pe salariu minim pe economie. Da? Și dumneavoastră spuneți că acest contract colectiv de muncă, dacă colective, ar exista, salariatul ar fi mult mai bine apărat. Asta e și scopul. Joi, în toată țara, peste 32.000 de funcționari publici s-au aflat în grevă generală. Sucevenii nu au participat pe motiv că tăierea unei zile de lucru valorează cât jumătate de abonament pentru transportul public local.